Stimați spectatori, s-a dat drumul la câini. Serghei Niculescu Mizil. Ce faceți, maestre? Ai văzut acum în altă casă? Să vezi? Ce ai făcut acolo la mână? Unde ai băgat mâna? La microfon, domnul șef, că mă zgândăr, da. Te zgândări? Da. Am înțeles. Pe cum, cu pandemia asta am ajuns să ne zgândărim, a? Pe ce să facem dacă dacă ne-au ținut ca la pârnaie? Chiar un cineva spunea ieri, bă, frate, știi că acum și cu COVID-ul ăsta nici nu mai știi exact, te întâlnești cu o fată. Mă rog, omul era așa, într-o semi-ilegalitate când vorbea. Nici nu știi exact, te întâlnești cu noi ei, adică nici nu știi de cine dai și mai duci și un virus pe acasă, așa că nu mai e chiar așa, nu? Nu mi-am pus problema asta niciodată. În ultimul an nu ți-ai pus această problemă. Nu, dar nu cred. Nu că nu există virus, nu zic că numai că sunt cretin, sunt idiot. Nu fi atât de, că există. Da, există fără discuție, dar nu e așa ce spui. Bine, ai văzut cum l-au terminat când s-a supărat Werner și a spus nu mai e virus, n-a mai fost virusul. Adevărul e că nu mai e virus. Mă uit și eu în jur și nu mai vă pun oraș. Bă, dar hop, s-a terminat. Da, doamnelor și domnilor. Pe de altă parte, vreau să te întreb dacă nu ți-ai pus această problemă în ultimul an de zile. Adică nu că mi-am pus, că am avut boala. Da, știu. Deci, în primul rând, că n-am avut nimic, decât 3 zile n-am avut gust în jurul meu. Toți au avut boala, n-au avut absolut nimic. Cum, ai fost lipsit de gust 3 zile? Nu, de miros. Gustul am avut. Gustul nu ți l-ai pierdut? Nu. Întotdeauna ai fost un băiat cu gust. Și n-am ținut nimic și când m-am dus la... m-am dus și eu ca bou la un institut, nu dăm nume, când facem reclamă, m-am dus cu toate alea, că le aveau ăștia, le avea Gigi, le avea ăla, le avea din Turcia, mi-au dat arbidoale, toți. Arbidoale, probleme? Arbidoale, am luat toate căcaturile, m-am dus acolo să uite, atâta, du-te bă cu prostile tale, ia antivirale, păi dă-te în mola, cum aia să zic. Păi dacă luăm antivirale și treci așa de ușor și mi-e lipă capete. Există oameni, uite, dacă vrei te pun în direct cu Tony Grecu de la Divertis, care a crezut că acolo o încheie. Am și când a ars Balcel era acolo, adică mi-a povestit omul niște chestii. Dar tocmai am vorbit și eu cu Tony, am vorbit cu altceva. Dar ce se întâmplă? Au fost oameni care au avut să mierlește și de la gripă normală. Da. Deci există, se află. Nu, dar și la gripă normală mureau 6.000 pe an, nu? Da. Dacă ai bol, dacă ai cu alea, dacă ai cu aia, dacă te prinde foarte slăbit organismul. E adevărat. Orice boală te... Dar pe tine înțeleg că totuși orice petrecere nu-ți prinde niciodată organismul foarte slăbit, ești pregătit mereu. Nu mă prind foarte pregătit și ți-am spus, adică au avut toți în jurul meu, toți au băut, au mâncat, am stat ca bou în casă. Ai mai slăbit sau mi se pare mie? Am slăbit, da. Cum ai reușit? Păi, am tăiat-o puțin la consum? La mâncare, nu. A, la mâncare. Am băbut acum de sărbători, am ținut-o bine. Au o secundă, că pentru cine nu știe, că dacă nu știți treaba voastră, voi e păcatul vostru, Serghei, când începe, nu se termină a doua zi dimineață. Cât a durat acum? 6 zile. 6 zile se consumă, doamnelor și domnilor, alcool, se mă și mănâncă, că altfel te-i turme așa, dar asta e foarte bine. Te întinerește la față, în primul rând. Că... Și am făcut mișcare. Ai făcut mișcare, nu? Da. Ai alergat? Nu, bicicleta, s-a încălzit afară și am mers cu caiacul pe lac, cu bicicleta, cu alea că stau frumos. Da. Zici și mie una, înainte să intrăm în publicitate, zici și mie una tare din studenția ta. Tare ce? O la poveste de asta tare. Păi da, mă, tare cred că a fost tot timpul, nu la asta mă refer. Zic că, așa cum știm poveștile, cu decapotabila, cu Dacia până oraș, cu poliția, miliția, mă rog, cum era pe vremea. Când am ajuns la... Și avem și niște imagini cu el. La facultate, ai văzut cum aveam peruca aia și cum arătam și că sunt dracu. Înțelege, ea când au văzut săraci oameni, fraieri, când au văzut Niculescu Mizil, au zis că sunt apar vreunul în costum, în cravată, o viză ăsta, o fi băiatul lui Tasu, nu? Băiatul lui Tasu, da, pregătit, în politică, cu astea, cu astea. Și mi-au dat și nici acum nu știu ce mi-au dat, un fel de, să răspund cu prezența, cu condica, cu alea, cu toate. Un fel de catalog de asta. Nămoalele alea, nu, ceva ce trebuia să scrii. Bine, eu am terminat, ar trebui, și eram 6 da. Colegi, toți, drojdieri, toți astea. Eu când m-am zis, bine, mi-a dat ăla, l-am aruncat pe geam. Ce să fac eu cu ăla? Dar de ce nu ai aruncat și tu pomază? De ce făgeam? Că nu știu, mi-a dat asta, bă, să scrii tu când nu sunt ăștia, că nu știu, da, mă, scriu și l-am aruncat. Păi te-a pus responsabil de clasă? Da, un fel de responsabil de ce eram... Tu trebuia să fii turnătorul șef, adică să spui... N-am înțeles nici acum ce trebuia să fiu, înțelegi? Și au venit adume că ai aruncat documentul statului și astea. Zic, ce document mă lăsați, mă, pe mine cu toate prostiile astea? Și după aia mă puseseră, nu o să uit toată viața mea, mă puseseră în...
o chestie cu șef cu propagandă. Eu n-am fost nici... Șef cu propaganda, tu? Da, n-am fost nici utecist, nici comunist. Dar n-ai comunist. Fost utecist, asta, nu. Că îmi lipsea. Nu știau. Se, erai un fel de secretar cu propaganda. Nu, în comisia aia cu propaganda, n-am înțeles niciodată ce am sunt. Pentru că și ce s-a întâmplat? Am și ziarul acolo în care scrie la un moment dat că sunt fantomă, că n-am fost nicăieri. Doamnelor și domnilor, cum a ajuns Serghei Mizir și fantomă după o scurtă pauză de publicitate? Da, doamnelor și domnilor, suntem cu legendarul, eternul și fascinantul Serghei Niculescu Mizil, pe care îl chiar găsiți așa pe online. Căutați, vă rog frumos, sergheiniculescumizil.blogspot.com. Știi ce e aia? Știi ce e asta, nu? E blogul tău. Dar n-am așa. Așa-n blogul? Dar cum îl ai, tată? Serghei Niculescu Mizil, nu știu. Așa mi-a spus Cora astăzi, că este cu blogspot.com. Habar n-am, nu știu. Nu știi cine e Blogspot? Sunt certat acolo. Blogspot, băi, ai văzut? Aia e treaba. Doamnelor și domnilor, Serghei... Păi și fetele tale să-mi dea share location, bă, ce-mi să-mi dea share location? Da, uitați-vă și dumneavoastră. Deci n-ai terminat cu telefonul ăsta portocaliu? Da, dar aici nu mai eram student, aici eram... După aici, nu, dar... Așa arătam student. Așa arătai student, nu? Da. Foarte frumos. Bun, și cum uite, a fost arătam. Studenție, nebunii, ia uite aici. Frumos. Aici eram după studenție. Deci că... Da, foarte frumos. Da, aici că ți-ai tăiat, cu ce ocazie ți-ai tăiat tu pletele? Păi știi cine în poza ăla de lângă mine? N-am observat, nu m-am uitat. Valentin Ceaușescu. Cum ia? Mai trece o dată poza. E da. Când a ieșit... Aici e Smaranda, cine e? E Smaranda când era mică. Da. Ăsta este Velicu, e pictor la Paris, cu ăsta am avut atelier. Da. Deci tu până la ce vârstă ai fost pictor? Până m-au prins. Până când... Până la Revoluție. Până la Revoluție. E adevărat că cu unii dintre colegii tăi ai plecat și în Germania la activități artistice? Înainte de Revoluție. Și la... Unde e, mă, Valentin? Uite-l acolo, Valentinul. Uite-l pe Valentin, bravo, mă. Da. Valentin Ceaușescu, așa este. Și aici cine e, doamna? Prima mea soție. Mama prima ta soție, n-am văzut-o niciodată. Mama n-ai pierdut, Smarande, n-ai pierdut nimic. Dar cu Cora te-ai căsătorit de două ori? Sau cu ea? Cu Smaranda, cu asta, Smaranda m-a căsătorit de două ori. Da? Cum o chema? Că n-ai știut niciodată. Adriana. Deci cu Adriana te-ai căsătorit de două ori. Dar de ce te-ai căsătorit de două ori? Adică ce n-ai înțeles prima oară și a trebuit să mai faci o dată? Nu, eu am înțeles totul de la început. Ea nu a înțeles, dar povestea a fost datorită lui Smaranda. A apărut Smaranda și ai vrut... Nu, domne, nu. Era copilul, era foarte legat de mine și a avut... intra niște crize, niște chestii și am zis să mă întorc pentru copil și n-a ținut, că știi cum e, cu ciorba reîncălzită, n-a e. Auzi? Apropo. Ia uite-mă ce frumos eram aici, ăștia-s colegii mei de la Arte Place. Unde vezi, ești tu, vezi că mânca căcat toată lumea, că ne tundea, că era de tundea pe stradă, uite toți colegii mei au părul până, da, la, uite, până acolo, la genunchi. Adevăr. N-a, nu tundea nimeni pe nimeni, când i-aud pe ăștia cu toate vorbele astea, că te lua cu, te tundea cu cuiu pe stradă, niciunul nu era nimeni, erau colegi de la Arte Place, veniți tot, toată lumea avea părul lung și barbă. Auzi? Deci zicei că și ei drojdieri? Toți consumatori, o mare parte dintre, nu chiar și toți. Și cum se desfășurau activitățile pe vremea aia? Păi stai să-ți termin cu aia și m-au băgat în nămolul ăla de zi. De... Așa, cu propaganda. Cu propaganda. Uitase, da, iartă-mă. Și? Și m-au chemat la casa studenților, nu o să uit toată viața mea, Grigore Preoteasa. Așa? Să mă judece. Să te judece? Dacă n-am participat niciodată, că m-au dat fantomă, că n-am venit, eu nu știam ce propagandă să fac eu, luam și propaganda în dans. Așa. N-avem voie cu ora care nu se poate purta, înțelegi? Și am apărut cu părul la până aici, aveam parpala pe mine și astea eram în sală. Da. Nu m-au citit aia. Și la tribună era Nicu și cu eram un ministru, un băiat extraordinar, Traian Ștefănescu. Un băiat am foarte... auzit de el, Ion Traian Ștefănescu. Da, și deștept și băiat cu bun simț. Am auzit de el, da. Și tot mă criticau ăia pe acolo, că n-am venit, că n-am făcut... Nicu știa despre cine e vorba. Nicu știa, dar... Era prietenul tău. Da, dar el nu știa că apar eu acolo și că o să am reacția asta. Așa. El a crezut că vin și o să plec, că mă dau aia afară sau mă cinci și plec. Pleci spășit și gata. Da. Și eu m-am ridicat și am zis, dom'le, eu sunt toată sala. Oh, îți dai seama cum arătam eu cu peruca aia. Și zic, bă, ce faceți voi cu mine aici? Adică cum facem? Păi mă băgați cu japca în casă și după aia mă chemați miliția. Păi m-am pus eu să mă băgați acolo. Eu îmi dau demisia. Toată sala mută. Hopa. Îți dai seama? Și m-a chemat Nicu, mi-a făcut semn, vino, vino, vino. Și cu Traian Ștefănescu m-a băgat acolo.
bă, dați-mi un whisky, am băut un whisky, zic, bă, nu poți să-ți dai demisia, cum să-ți dai demisia din organizație, de partid, de tineret, de asta, nu ai cum ce. Da. Vin și zici că ești bolnav. Și am venit bună cu fața și am zis, sunt bolnav, și toată sala se vede, doar lua faci politican. Asta a fost singura mea activitate politică după în viața un whisky mea. Ai simțit că a venit boala, nu? Ai luat un whisky și ai simțit că vine boala. Da, zic, pe ce vreau să zic, că am băut cu fața râzând și am zis, domnule, sunt bolnav și toată se vede, duceți-mă, bă, cu conferințele voastre și cu nămoalele voastre și cu toate. Am înțeles. Colegele mele, exact, nu înțeleg noțiunea de nămol. Nămol sunt la băile de Techilgheol, unde te duci să faci nămol. Dar ce rol are nămolul în viața ta? Că vorbești de zi. E o vorbă. Doamne, înțelegi? Da? Unii și se obișnuiesc cu pământul, el cu nămolul. Și da, asta a fost singura mea activitate politică care am avut-o în viața mea. Foarte scurtă, chestie de 2 săptămâni și s-a închis. Nu mi-a chemat nimeni nicăieri, nici să mă facă membru de partid. Da, ia uite, bă, băiatul aici, la ce căutai tu lângă la turnul Eiffel? La ce vârstă era aici așa? Furam portofele. Păi la ce vârstă era aici? 20 ceva de ani. Știi că am făcut parte din burghezia roșie, am recunoscut timpul. Mergeam pe afară, mă plimbam, făceam mi se aduceam marfa înapoi ce luau ai noștri pe acolo. Am înțeles. Deci nu era cu portofele, era un mic trafic de frontieră, așa, nu? Sau un mare trafic de frontieră. Da, dom'le, se făceau cu videouri, blugi și... A, și pe tine nu te controla și puteai să aduci oricât, hă? Nu mă controlam, nu. Am înțeles. Și câte videouri puteai să aduci odată? Pe playere ne aduceam și 10-15 playere. Olelei. Să bea un an de zile. Plus casetele erau tari. Casetele, da. Da. A, și după aia se multiplicau și bani adevărați, nu? Da, se făceau bani frumoși, bani mulți. Aha. Mulți. Și cu săpunul Rexona, aș vrea să țin bagul cu săpunul. Și cu spray-uri, și cu ciorap, și cu... Păi, dar cât de mare putea să fie bagajul tău? Păi mergeam cu mașini. A, și intrai cu mașina în țară. Fii cum, vrei să intru pe jos? Ca Badea Cărțan, care a plecat la Roma. Da? A, și pe tine nu te controla? Că nu. Era cu un semn la frontieră. Că nu, vine și toți băieții afară care devalizau, că vreau să distrugem Occidentul de mici. A, și furai de la bogați și voiai să dai la săraci. Luam de la băieții, hai duc! Luam de la bogați, dădeam la săraci. A, am priceput. A, și cu ei... Contra unor sume. Contra unor sume, nu? Da. A, bun. Aici, cine ești la căsătoria? Aici sunt naș la un coleg de-al meu care e în America, Șchiopu Nicolae, care a terminat și el pictura cu mine. Aha. Sunt eu, prima mea soție, ei și copilul, nu știu. Nu văd până acolo, că sunt bătrân. Da. Păi și ochelarii la ce-s buni? Cum? Ochelarii tăi la ce-s buni? Sunt de vedere, dar mai de-aproape. De departe vezi albin. Memuri, da, după miros. Bine că ai văzut. Mirosul nu i-a dispărut niciodată decât... Da, m-am încurcat când a fost cu mirosul, cu copitul. Aici tot așa cu prima soție, nu? Da, și cu soacra mea. Soacră, nu? Cu soacrele, da, cum le-ai avut? Bine? Nu, e foarte bine până la un punct. Când ce? Când toate îmi spuneau că am transformat casa într-un restaurant. Adică venea lume. Da, dom'le, aveau case mari tot timpul și aveam tot timpul invitați și prințuri. Și am... Știi că și acum nu stau. Dacă stau singur acasă la Snagov, am plecat. Da. Dacă nu vin 10, am masă de 20 de persoane fixă. Cu... Adică am un mic restaurant acasă. Da, particular. Particular. Bine, acolo este o chestiune, ce faci tu este o chestiune caritabilă, că nu iei bani acasă. Nu! Am înțeles. Ești un fel de fundație. Fundație, da. Nu pot să stau. Fundația, alcoolul și consecințele lui nefaste. Da. Nu pot, eu nu pot stau singur. Auzi, dar când erai aici, cât dura un șpriț? Dacă acum dura 6 zile? Nu, pe vremea asta eram sudor. Adică eram fruntaș în meserie. Și cam cât putea să dureze o... Păi să consuma în continuu. În continuu? Ajunsesem la nivelul în care mergeam și cu termosul după mine. Adică erai precum San Bernardo cu... Dar toți mă cheamă să mă facă de ca la televizor. Nu, dom'le, aveam termos mare de metal. Așa? Erau pe... Băi, deștepți erau pe vremea aia. Erau niște capsule așa care făceai sifonul, înțelegi? Băgam jumate vin, jumate apă, băgam 3 capsule alea, îl făceam acidulat, aveam, da, azot la mine și unde mergeam, puneam apă, puneam azotul, răcea pe loc și hâț, hâț, hâț. A, deci nici nu mai conta, aveai la purtător treaba. Aveam la purtător. Asta cu termosul nu știu. Dar să știi că noi nu te facem de ce spui tu acolo, pentru că până la urmă tu cred că, știi cum se spune acum, îmi asum. Da, mă duc la mare. Așa.
Și am luat o Dacia aia, că normal aveam numere cu 1, 2, 3 cifre, cum aveau, adică să știa cine e ăla, cine e ăla, cine e ăla. Erau mai organizați pe vremuri decât acum. Acum sunt mai haotic. Am zis că lea carnete la deputați, atunci vedea numărul ăla, cădeau chiloții din nas. Și am luat, erau canistrele alea, nu o să uit toată viața, erau canistrele alea mari de sticlă cu rafie. Așa. Și aveam vin. Da. Și eu tot mă opream și beam și vărsam pe mine. Și am luat un furtun de clismă, că știi că sunt inteligent, l-am băgat în spate și în gură și hâț, 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 conduceam. La Slobozia mă oprește Emilițianu. Mor aici, zi. Da. Dom'le, vă e rău? Zic, nu. Păi aveți furtunul ăla, dar eu în băutura mea și acum eram sincer, nu, dom'le, te fii atent, că... Așa era, așa, vărsam pe mine, mă udam tot așa, pot să conduc, te schimb, merg cu ăla în gură și l-am întrebat, ești nebun? Zic da. Și a plecat, nu mai mi-a cerut actele. Zic, dacă atât de convingător am fost cum îi explicam eu, fac așa, fac așa, uite, așa, așa, așa. Și a plecat. Ți-a cerut permisul, a văzut numele? Nu mi-a cerut nimic. M-a întrebat dacă sunt nebun și am zis da. Și a zis, plecat. Zic, dă-l morții, mă, ce văzut acum, n-avem voie la ora asta. Auleu, n-ai voie la ora. Da. Băi, deci, într-adevăr, asta, deci tu, practic, ai fost, deci cu perfuzia era la tine tot timpul. Era cu perfuzia, da. După aceea m-am lăsat o perioadă. De ce? Băi, dar nu stai o secundă, că asta mi se pare că e războiul lumilor. De ce te-ai lăsat tu o perioadă? Păi n-ai văzut că eu și acum pot să, uite, asta era mașina mea și ăștia erau colegii mei de la facultate. Mașina ta de? Mașina mea, care mergeam atunci, mergeam cu mecanii. Cu asta mergeai tu până oraș? Păi cu ce zi, pe jos? Băi, dacă, deci când ei, auzi, nu, aici nu era furtunul, nu la asta, era Dacia, v-a zis. Dar aici, asta era, cam atât ți-ai intrat într-o mașină la tine, nu? E, nu, ăștia s-au urcat acum să facă poza, nu. Era Citroen la mecanie, era, am 6 locuri în spate, nu mai știu. 6 locuri, frumos. Da, și în principiu, fete, situații, chestii, socotele. Ăștia toți sunt colegii mei de grupă. Uite aia care spate cu dinții în sus e Gabi Nicolescu, fosta nevastă lui Sergiu Nicolescu, care râde așa. Bravo, da, 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 da. Foarte frumos. Bun, deci... Toți sunt plecați afară și o parte au mierlit. Auzi, dar și... Bine, tu n-ai vrut să pleci afară, că la tine a fost mai bine aici. Da. Nu? Păi gândește-te că eu dacă mergeam... Adică cum te-ai fi... Adică nu că nu te-ai fi descurcat, dar nu era viața de aici. Păi mă duceam la Pârnaia afară dacă făceam ce am făcut aici. Ce să mai vorbim mai iurea, nu? Eu știu că recunosc. Și la un moment dat... Bun, și această activitate profund ilegală, că tu ai fost un ilegalist, practic. Tu ai introdus capitalismul mult mai devreme decât ceilalți. Tu ai fost un... Nu, eram negustor de vite mici. De vite mici. De vite mici, adică nu cu vând ăștia fabrici, strânzi ca toată viața ai fost de vite mici, nu? Că n-ai fost de vite mari. Nu, negustor de vite mici. Dar n-ai dus-o rău. Am spus o dată că am dus-o rău, în primul rând, că n-am dus-o rău casele care am avut și alea că le-am avut, le-a avut tata, că normal, nu? Da. Dar totuși, vită, bălțată românească, adevărat, nu? Adică de rasă, nu? Da. Foarte frumos. Iarăși aici, cu toată lumea, a fost vreodată când te-ai trezit undeva și nu știai unde ești? E de enori. Enori? Da. Adică cum nu știi? Adică te duci și nu știi unde ai campat? E, uite, nu? Ultima oară ce am făcut-o, care am făcut-o acum 4 ani, am plecat, am un prieten care are o insulă pe Znagov, acolo, nu știu, Raul, am și filmat cu el pe asta, n-are importanță, și m-am îmbătat... S-a și după a venit el cu o vișinată și am avut vreo 4 litri de vișinată, în fine. Tu singur? Nu, cu încă un adică un 2 litri tu clar. Băusem 2 zile, adică o zi, o noapte și o zi. Și am plecat a doua... Așa te-a încurcat vișinata. Noaptea, nu m-a încurcat vișinata. Și am plecat cu șalupa. Așa. Și ăla mă dirigea prin telefon, mai la stânga, eu tot intram într-un mal, dar încet, că mergeam încet, nu, că nu sunt așa. Și la un moment dat am ajuns la palat, la Ceaușescu, care are așa o chestie deasupra, care e un pod așa cu niște geamuri, înțeleg, și am adormit acolo, în barcă. În barcă? În barcă, eram în barcă, am adormit în barcă. Oprise motorul tău? Oprise motorul. Mergeam foarte încet, am oprit acolo și am adormit, dracu, știi ce am făcut. Și când m-am trezit, am zis, mă, ce dracu caut eu la Veneția? Dar cât ai dormit? Oricât, ce, nu contează? Nu se știe, adică fără busolă la noi. Asta recent? Așa, mai fost tot așa cu un prieten de-al nostru, mai vreau să-i dau numele, că și cu ăla s-a încertat, nu cu ăla care vine pe aici, mincinosul ăla care vine pe la tine, care atâta s-a îmbătat și mergea așa și s-a uitat la mine că eram cu șalupa și a zis, ce dracu căutăm noi în Delta? Băi, o ultima, am încă vreo două întrebări. De ce te-ai tuns? De păr. Ore, o set de ce? Dă mere. Dar zici și mie, de ce te-ai tuns?
Adică trebuie să fi fost un manifest, trebuie să fost ceva. Nu, domne, nu, deci eu l-am crescut și mi se face mic. Și pe vremea aia mi-l întindeam cu placa. Băi, ești nebun. Da, deci tu, că mai stai, bă, că asta e tare. Deci tu ți întindeai părul cu placa tot timpul, nu? Da, când ieșeam afară, dacă mă prindea o ploaie, veneam cu broșa și mă veneam cu coc. Erai Jimi Hendrix după aia. Da. Dar explică-mi și mie. Și de comoditate. După aia deci a fost ras în cap. Deci zi de zi ți întindeai părul cu placa? Da. Pe ce, aveam multă treabă? Nu aveai. Între două șprițuri mă întindeam părul. Mai deci, această zonă de a-ți explora latura feminină întinzându-ți părul, nu știam, recunosc. Păi se făcea un ghem. Nu că era aveam asta și nu cu... Dar aveam părul mare până aici și mergeam cu un ghem în spate. De ce nu mai aveam? Aha. Ai, și tu ai vrut să ai părul lung să fie... Asta era moda atunci, nu erai dracul ăla în PXRL. Auzi, domnii ăia, tovarășii ăia din jurul tău, ce, cum se uitau la tine când te vedeau așa? Cine? Erau niște tovarăși pe acolo în poza. Erau rudele mele, erau la o nuntă. A, e ok atunci. Demnitarii de partid și de stat se uitau foarte urât la mine, nu mă... O singură întrebare. Da, dacă am fost fată sau băiat când eram mic sau ce? Nu, că ne-am lămurit între timp. Asta, de aici n-avem dubii. A fost vreodată vreun moment în care tatăl tău, Paul Niculescu, a mimizit, l-a zis: băi, Serghii, pe asta parcă e prea mult. Tata era un intelectual desăvârșit, știi că avea cea mai mare colecție de cărți, mai încep cu astea, nu știu ce, nu știu ce, și omul era foarte mult cu vorba și nu prea ne vedeam. Asta e, a, deci n-a apucat să-ți spună. Păi pe casa aia, pe Chiselef, care avea 20 ceva de camere, piscină, sufragerie, cinematograf, jacuzzi, curtea aia, cu alea, îți dai seama că aveam din la buton, sunt în corpul C, în corpul D, și ăsta mergea la muncă, adică pleca dimineața, venea noaptea, eu eram dragul pe flancul meu, pe treburile aia. Singura oară când a venit la mine a fost când m-a dat Ceaușescu în ședință de comitetul executiv, exploatarea omului de către om, tendințe de căpătoială și umilirea omilor muncii. Dar ce făcusești? Nu știu, a venit lui, că făcusem prea multe și a zis să mă certe. Mi-a fost rușine, știi, n-am dormit două zile. M-a durut pe mine. El a zis, da, bă, dar poate nu ți-era rușine, dar tăi că și-o lua el. Pe ăla a venit și a zis, bă, am ajuns să mă uite așa, să uita toată lumea la mine. Și ce am spus eu? A. Trebuia să nu te duci la ședință. Și nu să mai uitau la tine. Da. Doamnelor și domnilor, îl mai chemăm pe Serghei, că după cum vedeți, este un izvor nesecat de înțelepciune, ca să zic. Da, dar sunt seara mea după mine. Da, doamnelor și domnilor, nu faceți ca el, dar nu știu de ce ai atâția fani. Mă bucur că ai venit. Am spart gheața aici, că te urmăresc de ceva vreme, recunoști. Că unii ori fi venit, dar și pe tine te-am chemat. Odată n-am venit. Odată m-ai chemat și odată n-am venit, că eram... Păi da. Vrei să-ți închidă emisiunea de la început? Nu, doamnelor și domnilor. Vrei ca la capat o să-ți ia 50.000 de amendă? Doamnelor și domnilor, a fost o mică repriză de umor și nămol, cum trebuie.